să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și de Domnului. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Venind Iisus în părțile cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți creștini, sărbătorim astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Doi dintre apostolii lui Iisus Hristos, cu chemări diferite. Unul chemat direct de Iisus, Mântuitorul, și anume e vorba de Sfântul Petru, și al doilea chemat indirect de Mântuitorul Iisus Hristos, e vorba de Sfântul Pavel. Ambii apostoli au jucat un rol important în istoria Bisericii Creștine, în istoria creștinismului, și nu numai în istoria creștinismului sau a bisericii creștine, ci în istoria întregii lumii. Despre ei nu este simplu a vorbi și mă gândesc acum ce aș putea să vă spun în câteva minute din ceea ce la curs fac un an de zile. Și anume opera acestor doi apostoli, în special a Sfântului Petru, a Sfântului Pavel. Dar mă voi opri foarte puțin, foarte pe scurt, asupra biografiei celor doi apostoli și apoi ca mesaj cu care să ne întoarcem acasă și să reflectăm o scurtă referință la un pasaj din Epistola Sfântului Pavel, iar cu referire la Sfântul Petru, un mesaj din viața lui.
o scenă din viața Lui la care să reflectăm și care să ne fie punct de meditație pe parcursul vieții noastre. Încep cu Sfântul Pavel. Sfântul Pavel s-a născut cândva în anul 5, cândva în jurul anului 5, era creștină, adică după Hristos, în Asia Mică, în Tars, o cetate importantă a provinciei romane Cilicia. Partea sud, sud-estică a Asiei Mici. S-a născut din părinți cu cetățenie romană. De aceea Apostolul Pavel s-a născut oarecum cetățean roman care l-a ajutat foarte mult acest statut în activitatea lui misionară, în activitatea lui publică, datorită cetățeniei romane, putând să scape din anumite situații. În special dintr-o uneltire a iudeilor și din arestul din Cezareea Capadociei, atunci când el a cerut în virtutea cetățeniei romane să fie judecat de cezarul și este trimis la cezarul roman. De tânăr ajunge în Ierusalim și studiază la o școală importantă a unui mare învățat pe nume Gamaliel, care a jucat un rol important în istoria lui Israel, unul dintre cei mai mari rabini, cei mai mari dascăli ai timpului Mântuitorului, vieții și activității Mântuitorului. Sub acest rabin, Apostolul Pavel ajunge fariseu și este foarte dedicat tradiției strămoșești, religiei lui și tuturor obiceiurilor iudaice care l-au făcut un înverșunat apărător al acestora. Nu știm dacă l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos în mod direct. Părerile specialiștilor sunt împărțite, de fapt în două. Unii spun, nu, Apostolul Pavel nu l-a întâlnit pe Mântuitorul Hristos niciodată. Și a doua categorie spun, ba da, Apostolul Pavel trebuie să-l fi întâlnit pe Mântuitorul Hristos cel puțin odată și să-l fi ascultat. În această a doua categorie mă situez și eu. Adică socotesc că Apostolul Pavel l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos și în special dintr-un motiv. Și anume, nu poți să fii un dușman și un înverșunat luptător împotriva cuiva dacă nu-l și cunoști personal. Dacă nu-i cunoști bine propovăduirea, învățătura și efectul pe care el l-a avut în lume și între oameni. Așa de la distanță și indirect este puțin probabil ca să devii un mare apărător, un înverșunat apărător, așa cum a fost Sfântul Pavel, dacă nu știi direct despre ce este vorba și nu cunoști persoana a cărui influență a avut un rol determinant în istoria unei lumi, în istoria unei colectivități. Eu mă refer acum la un text pe care aș vrea să vi-l citesc din a doua epistolă a Sfântului Pavel, capitolul 5, versetul 16. Culmea că acest verset este luat ca argument al celor spuse anterior de ambele părți ale specialiștilor. Vă citesc. De aceea noi nu mai știm de acum pe nimeni după trup. Faptul că Sfântul Pavel spune nu știm pe nimeni după trup, i-a determinat pe unii să spună că nu l-a cunoscut nici pe Iisus, cu referire sigur înainte și după la Iisus Hristos. Înainte de acest text și după acest text.
Dar acolo este un cuvânt care este important. Nu mai știm de acum, nu dinainte. Și partea a doua a textului este aceasta. Chiar dacă, și ascultați cu luarea minte, chiar dacă am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-L mai cunoaștem. Adică L-am cunoscut după trup și exprimarea la plural, El se include între aceia care L-au cunoscut pe Hristos după trup, iar de acum, din momentul în care scrie epistola, El le spune corintenilor, nu-L mai cunoaștem, pentru că acesta n-a fost numai un om al istoriei, ci și al meta-istoriei, adică a istoriei de după istorie. Așa că înclinăm să credem că Apostolul Pavel l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos. Acesta îi se descoperă și în momentul în care îi se descoperă, el nu mai pune multe întrebări. Și aș vrea să fac referire la momentul convertirii Sfântului Pavel, al întâlnirii lui cu Iisus, dar dintr-un alt statut al Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. După înălțarea la cer și după moartea arhidiaconului Ștefan, de la foarte puțin timp după evenimentul cinzecimii, când ia ființă biserica, intră biserica în lume, ca instituție divină umană, apare și primul martir. Primul apărător al acestui așezământ omenesc și dumnezeiesc în același timp. Și Pavel se face de acord, se învoiește cu moartea lui Ștefan. Dar se declanșează imediat o persecuție și Pavel merge la Damasc, din Ierusalim la Damasc, să-i aducă legați pe toți cei care în sinagogi, nu în afara sinagogilor. El nu avea autoritate și putere în afara sinagogilor să aresteze pe nimeni. Dar în sinagogi, având o carte de autoritate de la arhiereul din Ierusalim, putea să-i aresteze pe aceia și să-i arunce în temnițe care în sinagogă îl mărturiseau pe Iisus, compromițând învățătura sinagogii. Dar în drum spre Damasc și înarmat bine, se întâmplă ceva cu Saul, cel care s-a născut cu acest nume Saul, sau lui i s-a dat acest nume. Și am să vă citesc din Faptele Apostolilor, din capitolul 9. Citiți acasă și capitolul 8 și capitolul 9, să vedeți convertirea Sfântului Pavel. În capitolul 8, la început, Sfântul Luca spune așa, că Saul a fost de acord cu uciderea lui Ștefan, ceea ce înseamnă că el avea un anumit rol și în Sinedriu, și s-a făcut în ziua aceea mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim. Și Saul pustia biserica, auziți, intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei, îi preda în temniță, pe iudei. Și în drum spre Damasc, iată ce se întâmplă. Saul cade, se arunca la pământ de o lumină cu totul aparte și căzând la pământ a auzit un glas zicând, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis, cine ești, Doamne? Și Domnul i-a zis, eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. Am mai explicat ce înseamnă acest dicton, nu mă mai opresc asupra lui și tremurând și înspăimântat fiind a zis, Doamne, ce voie să fac? Iar Iisus i-a zis, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Fără
prea multe amănunte în acest dialog despre cel care vorbea. A fost suficient să-i spună Mântuitorul: Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Și expresia aceea, greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă, adică înseamnă nu poți să te lupți cu evidența. Eu sunt o evidență, eu Dumnezeu Iisus, nu poți să te lupți cu mine. Nu poți să lupți împotriva evidenței decât dacă te rănești. Și Saul intră în cetatea Damaș, acolo este botezat de Anania, un ucenic, și apoi propovăduiește în Damas și este scăpat în chip miraculos după ce, imaginați-vă, prin sinagogi, el ajunge unde era așteptat să propovăduiască împotriva lui Iisus, el ajunge în sinagogi totuși și nu mai arestează pe nimeni, ci îl propovăduiește pe Iisus. Imaginați-vă ce mișcare și ce schimbare. Sfântul Luca ne spune că și iudeii voiau acolo să-l omoare. Iubiți creștini, Sfântul Pavel, și închei cu acest apostol, a întreprins 3 călătorii misionare între anii 43-58, care au determinat istoria lumii. În sensul de a înțelege o parte din omenire că destinul omului este altul decât era propovăduit în religiile politeiste și chiar și în iudaism. Și anume că omul e copilul lui Dumnezeu și că Iisus a fost Dumnezeu adevărat și că numele Lui și Evanghelia Lui trebuie primită și crezută. Și ne rămâne de la el în literatura Noului Testament, adică în Noul Testament, în Biblie, 13 sau 14 epistole, din care noi citim mereu și pe care și care operă a ajuns până la noi cei de astăzi. Moare în timpul, odată cu Apostolul Petru, în timpul persecuției lui Nero, în anul 67, 29 iunie, mor deodată cei doi apostoli, Pavel fiind decapitat, tăindu-i se capul, iar Petru fiind răstignit cu capul în jos. Nu scrie acest lucru nicăieri în Biblie despre moartea lor, dar Eusebiu de Cezarea, un mare istoric al Bisericii Creștine, a istoriei lumii, în lucrarea lui Istoria Bisericească sau Istoria Bisericii, consemnează, scris în secolul IV, consemnează acest lucru. Așadar, avem date istorice despre moartea lor. Ceva despre Sfântul Petru puțin. Sfântul Petru este chemat direct la apostolat de către Mântuitorul Hristos. Andrei, fratele lui, era ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și ei erau originali din Betsaida, o cetate de pe malul Mării Galilei. Andrei aude odată de la Ioan Botezătorul mărturisit Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu. Și după întâlnirea cu Iisus, a lui Andrei și altui ucenic și probabil altora care au mers după Iisus, iată ce consemnează Sfântul Ioan. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Și ce face Andrei? Acesta l-a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: L-am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos. Și l-a adus la Iisus. Și Iisus, privind la el, i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi de acum, deci, Chefa, care însemnează Petru sau piatră în limba greacă. Adică schimbă și numele și de aici înainte Petru
Petru avea să joace un rol important în apostolatul, în calitatea de apostol și în apostolatul său, fiind ucenic al lui Iisus. A fost căsătorit, nu știm nimic despre familia lui, decât doar atât că la un moment dat Mântuitorul Hristos îi vindecă soacra. Este autorul câtorva mărturisiri de credință în dumnezeirea lui Iisus, pe care una chiar în Evanghelia care s-a citit astăzi am auzit-o. Dar este o persoană cu un temperament aprins, coleric, persoană tumultoasă, îl vedem pe Sfântul Petru în ipostaze, în Evanghelii pe care dumneavoastră le-ați mai auzit, cu totul aparte, comparativ cu ceilalți apostole. Este, de exemplu, din corabie noaptea pe Marea Învolburată și merge la Iisus. Vrea să meargă la Iisus, nu face nimeni acest lucru. Și merge pe apă, cunoașteți episodul, dar nu mult, câțiva pași. Apoi când Mântuitorul Hristos, înainte de pătimirea lui, le spală picioarele într-un mod simbolic, și moral, și teologic, spiritual, Petru se împotrivește. Și tot el este acela care se și leapădă de Mântuitorul Hristos de 3 ori. După învierea lui Iisus, Apostolul Petru joacă un rol important în propovăduirea lui Iisus și a Evangheliei lui, fiind arestat de mai multe ori și de Sinedriul din Ierusalim, suferă bătăi din partea acestora, dar nu cedează propovăduindu-L pe Iisus. Pe sfârșitul vieții, așa cum v-am spus, moare și el la Roma, ca martir, în timpul lui Nero, în aceeași zi cu Sfântul Pavel. Ei s-au întâlnit și cei doi apostoli în episoade importante, unul consemnat chiar de Sfântul Pavel în Galateni, capitolul 2, dar nu insistăm asupra lui, de asta vă spuneam cât de multe lucruri ar fi de spus și ați putea auzi despre cei doi apostoli. De la Sfântul Petru ne rămân 2 epistole, sobornicește în canonul Noului Testament, deci în Biblie, epistola 1 și 2 Petru. Acum aș dori spre încheiere ca mesaj cu care să ne întoarcem acasă și la care să reflectăm un text din epistola, dintr-o epistola Sfântului Pavel și apoi un episod din viața lui Petru. Apostolul Pavel de mai multe ori vorbește de identitatea, de nevoia identității creștine, de a se impune în lume. Creștinul ca identitate aparte. Biserica lui Iisus să se impună în lume, pe care biserică noi o formăm creștini, să se impună în lume cu o demnitate aparte și cu o identitate aparte. Un text numai în acest sens, din epistola a doua scrisă Corintenilor, din capitolul 6, am să vă citesc și fiți cu luarea minte. Am mai făcut eu referire la acest text, cred că și aici în catedrală. Iată ce spune Sfântul Pavel creștinilor din Corint, care o bună parte dintre ei erau duplicitari. Când erau creștini, când erau mai puțin creștini, când îl mărturiseau pe Iisus, când se arătau ca oameni aparte, cu o chemare aparte, când cedau în fața lumii, mergând din nou în obiceiurile ei și trăindu-le. Și Sfântul Pavel le spune așa: nu puteți așa să trăiți. Acesta nu-i creștinism. Voi nu sunteți creștini așa. Sunteți creștini numai de jumătate. Să vă impuneți în lume, e nevoie de altceva. Și auziți ce spune Sfântul Pavel acestor creștini. Duplicitar, de jumătate, nesiguri pe statutul lor. Nu vă înjugați la jug străin. Și cât de mult ne spune și nouă astăzi aceste, și numai aceste cuvinte. Între atâtea juguri
din afara bisericii, pe care unii încearcă să ni le pună. Adică să nu mai fim liberi, asta înseamnă jug. Un animal când este în jug, știți foarte bine, nu mai este liber. El este condus de stăpânul care i-a pus jugul. Să nu mai fim liberi, să nu gândim liber, să nu mai avem un statut, să nu mai avem o identitate, să ne pierdem cu totul în marea masă a lumii. Adică să devenim niște roboți. În parte, s-a reușit acest lucru. Și atunci, sigur, ne întrebăm noi creștini, dacă despre noi este vorba, unde este statutul nostru și unde este identitatea noastră? Nu suntem numai cumva exact ceea ce reprezentau corintenii și cărora apostolul Pavel le scrie? Citim și pentru noi aceste cuvinte ale Sfântului Pavel. Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși. Că ce însoțire are dreptatea cu fără de legea? E un test greu care necesită minute în șir, exegeze și explicații. Eu am să-l citesc numai. În fața corintenilor și în fața noastră două extreme. Noi trebuie să le alegem. Are vreo însoțire dreptatea cu fără de legea? Știm ce dreptate este astăzi. Știm la ce dreptate suntem martori astăzi și la câte fără de legi în fața ei. Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Ce învoire există între Hristos și diavol? Niciuna. Și atunci, în încheiere, spune Sfântul Pavel, ieșiți din mijlocul lor și vă separați, vă osebiți, zice Domnul. Domnul zice, și de ce este necurat să nu vă atingeți? Și eu vă voi primi pe voi. Adică de ce nu este demn și adevărat? Avem acolo un verb, să vă separați sau să vă deosebiți, să vă osebiți în limba greacă, aforizo, care nu însemnează a ieși de din lume și a forma o identitate aparte undeva la marginea ei. Adică noi creștinii, care nu acceptăm o învoire între Hristos, adică să fim duplicitari și diavol între fără de lege și virtute, între dreptate și nedreptate și așa mai departe, cel puțin în propovăduirea noastră și să stăm undeva izolați fără niciun efect asupra lumii în care trăim. Nu. Această osebire, acest vers spune așa, nu e nevoie să ieșiți ca o entitate undeva și acolo să trăiți în lumea voastră. Nu. Ci vă separați, adică osebiți-vă de concepția lumii acesteia, în mijlocul ei voi fiind un reper, o altă variantă la varianta lumii, la varianta de filozofie în care lumea trăiește. Trăiți în mijlocul lumii, dar fiți oameni cu o identitate aparte. Osebiți-vă dintre ei, dar rămâneți între ei cu putere de reflexie pentru lume. Asta spune Sfântul Pavel. Asta avem noi de făcut. Cu acest mesaj din Sfântul Pavel să ne întoarcem și să reflectăm la el privindu-ne propria identitate, fiecare dintre noi în parte. Și vom vedea unde ne situăm. Iar cu referire la Sfântul Petru și închei, aș vrea să fac o aluzie la un episod din viața lui pe care toți îl cunoașteți. Eu am să vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26, finalul acestui capitol. Auziți! Și foarte pe scurt, în câteva cuvinte, vi le explic ce înseamnă ca mesaj. Petru se leapădă de trei ori. Cunoaștem episodul. Și când a cântat cocoșul, vă citesc versetul 73 din capitolul 26 de la Matei. Petru
și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus care zicea: mai înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori te vei lepăda de mine. Și acum, acesta este episodul în cuvintele următoare. Și ieșind afară, a plâns cu amar. Este vorba de o negare a lui Iisus, de o lepădare de Iisus, în curtea arhiereului, acolo unde Petru ajunge și el. Și după ce l-a trădat pe Iisus, s-a lepădat de Iisus, evanghelistul Matei ne spune un lucru, că a ieșit afară și a plâns cu amar. A plâns cu amar rătăcirea lui, căderea lui, nesăbuința lui, slăbiciunea lui. Dar unde a plâns? Nu în curtea arhiereului, ci afară. Adică acesta este momentul în care Petru este iertat de Iisus, nu cel când Iisus după înviere îl întreabă de 3 ori dacă îl iubește și Petru răspunde: da, tu știi că te iubesc. Nu atunci. Atunci este Petru repus în apostolat, în demnitatea pe care a avut-o. Dar iertarea și-a câștigat-o în momentul în care a plâns cu amar căderea lui. Dar unde? Afară. Iubiții mei, nu putem să plângem cu amar căderea noastră în interiorul lumii în care am căzut, ci numai afară de acea lume. Petru nu a plâns în interiorul curții arhiereului, păcatului, acolo unde l-a săvârșit, ci afară, acolo unde a rămas cu el însuși. Să ieșim afară din lumea în care am săvârșit și săvârșim păcatul. Și acolo, într-o lacrimă amară, putem să dobândim iertarea de la Dumnezeu pentru rătăcirea noastră sau pentru trădarea Lui. Amin.